acolo de Denis Mann, pierde mingea. Să vedem contraatacul. Eric, superb dribbling în fața lui Popescu și pasă precisă în flanc pentru Vlad. Alexandru Vlad îi trimite acum lui Gheorghe. Atenție, situație grea și este gol marcat superb de Mailat, 1-0 pentru Voluntari. Contraatac fulminant al ilfovenilor care deschid scorul în minutul 28. Este primul gol pe care îl încasează FCSB în acest sezon. Iată că se poate da gol și fără un vârf de meserie. Totul pleacă de la Eric, care judecă faza excepțional. Dar de asemenea totul pleacă de la acea neînțelegere între Ovidiu Popescu și Denis Mann. Iată-l pe Eric, dribbling superb. Demarcare foarte bună și a lui Gheorghe, nu este offside. Briceag îl pierde pe Mailat. Deși nu este deosebit de cald, iată, se face pauză de hidratare. 1-0 pentru Voluntari. Rezultatul este extrem de surprinzător. A marcat pentru echipa noastră jucătorul cu numărul 17, Sebastian Mailat. Cel mai important gol al carierei pentru fotbalistul afirmat.